2024 va fi un an bogat la nivel politic și internațional. Aproximativ 50% din populația lumii va fi afectată de alegerile naționale anul viitor. Aproximativ 30 de țări vor trebui să-și numească noul președinte, iar 20 vor organiza alegeri parlamentare. Anumite alegeri vor fi urmărite îndeaproape datorită contextului internațional marcat de ascensiunea extremelor în Europa, războiul din Ucraina sau cel dintre Israel și Hamas și de tensiunile puternice dintre China și Occident. Dar mai multe discut alături de Marcela Ferraru, editor Aleph News. Marcela, bine te-am găsit! Care sunt alegerile cu cel mai mare impact internațional? Bine te-am găsit, Ramona. Prezidențialele din Statele Unite sunt fără îndoială cele mai așteptate dintre toate. Donald Trump, care va avea 78 de ani în 2024, este în prezent în fruntea primarilor republicane, cu șanse mari să fie ales în noiembrie. Aceasta va avea consecințe notabile la nivel internațional, Statele Unite fiind în prezent deosebit de investite în conflictul dintre Israel și Hamas sau în războiul din Ucraina. În perioada 6-9 iunie 2024, cetățenii celor 27 de țări ale Uniunii Europene sunt chemate la vot pentru a nominaliza cei 720 de europarlamentari. Principalele dezbateri de la alegerile europene se vor concentra pe imigrație, securitate și putere de cumpărare și riscă să aducă un număr mare de deputați ai extremei drepte în Parlamentul European. De asemenea, da, uite, uitam alegerile cele mai importante până la urmă pentru vecinătatea noastră imediată, cele din Rusia. Nu există nicio îndoială că Putin va fi reales. Așa este. Ce alte puncte fierbinți de pe glob va trebui să urmărim neapărat anul viitor? Există două puncte fierbinți importante. Vor fi legislative în Iran și sunt importante acestea pentru că aceste alegeri au loc în contextul mișcărilor de stradă, dar de asemenea în contextul implicării Iranului în războiul dintre Israel și Hamas, care ar putea la un moment dat să fie o implicare pe față. De asemenea, prezidențiale și legislativele în Taiwan, acestea au loc pe 13 ianuarie anul viitor. Rezultatele acestor alegeri vor prezenta un interes deosebit pentru China, care urmărește să anexeze insula, dar și pentru Statele Unite, care sunt foarte atașate de independența Taiwanului. Îți mulțumesc foarte mult, Marcela, pentru informații.